Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem în această seară, așa cum v-am obișnuit, următoarele 72 de ore, să vedem ce vă așteaptă în acest timp ca și evenimente importante. Țin să precizez la bun început că acest video este valabil și pentru doamne și pentru domni și că eu notez minutele pentru fiecare talare în parte, iar voi le veți găsi mai jos în descriere împreună cu datele mele de contact. Bun. Vom face 3 variante, ca de obicei va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 3, ok? Am spus și să nu uitați că eu notez minutele pentru fiecare etalare în parte, iar voi le veți găsi mai jos în descriere împreună cu datele mele de contact. Bun, haideți să vedem pentru cei care ați ales numărul 1, varianta cu numărul 1. Să vedem ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore. Evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 1, următoarele 72 de ore. Vreau întâi să văd o carte din oracol pentru voi. Pentru cei de la varianta numărul 1, etalarea numărul 1. Ok. La voi are loc o trezire spirituală, în primul rând. Are loc deschiderea sufletului. Reușiți să vă redeschideți inima către un nou început, către chakra inimii, în primul rând, care a fost închisă foarte mult timp. Foarte mulți dintre voi trebuie să înțelegeți că se întâmplă pentru voi. Se întâmplă acest nou început. Este o schimbare care are loc. Chiar dacă voi v-ați opus foarte mult timp sau poate foarte mult timp ați trăit în întuneric sau n-ați știut ce se întâmplă, de ce aveți simptomele respective sau de ce a trebuit să renunțați la anumite locuri sau la anumite persoane sau la anumite situații. Pentru că pur și simplu la voi se deschide un nou drum, un drum luminos, ok, care nu are nicio legătură cu ceea ce a fost până acum în viața voastră. Mulți dintre voi sunteți lucrători într-o lumină, pentru că am aici Priestess, ok, o carte care te întreabă către ce ești chemat, ok, care este misiunea sufletului tău și ce simți că ai de făcut. Asta depinde de la persoană la persoană. Eu văd în clar viziunea mea aici că mă adresez clar persoanelor care sunteți lucrători într-o lumină sau simțiți că v-ați trezit spiritual și că nimic din ce a fost nu mai are rost, ok? Și a trebuit să renunțați la anumite persoane, energii negative și persoane care croiau planuri malefice asupra voastră sau o perioadă grea prin care ați trecut, pentru că este momentul în care voi v-ați trezit. Trebuie să știți că v-ați trezit. Și când spun v-ați trezit, dacă sunteți lucrători într-o lumină, trebuie să știți despre ce vorbesc. Bun. Și foarte mulți dintre voi v-ați întrebat care este scopul vieții voastre, ce sunteți aici, ce aveți de făcut. Clar, aici este vorba despre o misiune a voastră. Bineînțeles că nu va fi pentru toată lumea asta. Poate mulți dintre voi v-ați trezit într-o situație în care dormeați și n-ați fost adevărat în fața unor persoane. Sau ce aveți de făcut pe mai departe sau despre ce este vorba. Poate mulți dintre voi este vorba despre, la mulți dintre voi este vorba despre un divorț, este vorba despre terminarea unei afaceri sau a colaborării cu cineva. Poate v-ați trezit să vă dați seama că nu vreți să mai lucrați în domeniul în care sunteți și că de fapt vreți să lucrați în alt domeniu, că nu vă regăsiți în ceea ce faceți acum, că drumul vostru este altul. Pur și simplu o trezire și spirituală pentru cine am urmat mai devreme, dar este o trezire și pentru cei care ați dormit până acum, fiind manipulați de anumite persoane, de anumite situații, de manifestările negative ale altora sau pentru că ați vrut să nu supărați persoanele din jur sau ați respectat prea mult sau aveți foarte multă empatie. Dar aici ceva se schimbă. Bun. Mulți dintre voi vă conectați, începeți să vă conectați cu persoane care sunt ca voi. Și aici mă refer lucrători într-o lumină. Vă găsiți tribul vostru care nu pur și simplu nu are nicio legătură cu ce este acum. Sunteți chemați, atrași de către intuiția voastră să vă conectați cu tribul vostru, persoane care sunt la nivelul vostru, persoane care au aceeași misiune, persoane care au ceva de făcut foarte important pe acest pământ și știm despre ce vorbim, pentru știți despre ce vorbesc, cărora mă adresez. Bun. Este un lucru mistic, este foarte mult sunteți aveți o misiune de... Când vorbesc despre lucrători într-o lumină, misiunile sunt diferite.
pot să spun misiunile sunt diferite, dar au același scop. Și anume, vorbim despre faptul că într-un lucrător, într-o lumină, nu există, ca să știți despre ce vorbesc, pentru cei care vă uitați, nu există întuneric, nu există răutate, nu există minciuni, nu există falsitate, nu există egoism, pur și simplu el face tot, dar în drumul lui către trezirea spirituală sau către a ajunge în locul ăsta, sunt de așa natură lucrurile făcute, pentru că de-aia suntem noi lucrători într-o lumină aici, pe pământ, ok? Mai într-un cuvânt să aducem raiul pe pământ și să nimicim tot ceea ce reprezintă rău. Răul, chiar dacă vă vine sau nu să credeți, sunt tot ca și noi lucrători într-o lumină, lucrători într-un întuneric. Iar noi suntem aici pentru a aduce dreptate. Și pe drumul în care mergem, suntem împiedicați de rău pe care îl învingem întotdeauna. Bun, clar, ăsta a fost un mesaj pentru cineva anume care vrea să audă aici. Sunt cel puțin 4 persoane care se uită la mine în momentul de față. Sunteți lucrători într-o lumină și vă salut călduros și cu iubire. Ați întâmpinat niște obstacole destul de grele, dar ați trecut peste ele și simptomele de trezire spirituală au fost destul de puternice. Dar s-a terminat, adică s-a încheiat procesul. Acum mergeți către misiunea voastră și către schimbarea care oricum a fost inevitabilă. Mulți dintre voi ați crezut că ați pierdut foarte mult timp. Da, împiedicați fiind de planul malefic al răului, de a introduce în viața voastră persoane într-un tuneric pe care le-ați învins. Ok? Ca să puteți să ajutați oamenii, ați putut să învingeți persoanele alea și ați putut să învingeți energiile respective. Iar acum vă îndreptați către a vă conecta cu tribul vostru. Persoane care o să apară în viața voastră, care sunt într-o lumină și asemenea vouă. Ok? Lucru, nu este chiar lucru în echipă, este nevoia voastră de a ști că mai există ca și voi. De a ști că noi lucrătorii într-o lumină întotdeauna suntem individuali. Ok? Dar în același timp ne ajutăm unul pe celălalt energetic. Ok? Nu e ceva văzut, e energetic. Și aici e un subiect mai larg. Okay. Haideți să trecem la etalare. Chiar nu s-a indicat să spun asta, clar cineva trebuie să audă. Iar partea negativă este cea care este întotdeauna răutăcioasă, iar lucrătorii într-o lumină întotdeauna învinge rău prin lumina lor. Iubire, lumină și, bineînțeles, putere dumnezeiască. Bun. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore? Facem de la varianta numărul 1. Evenimente importante. Am început cu prima carte, Soarele, și vă zic clar viziunea mea că sunteți foarte mulți lei și, în general, foarte mulți lei sunt aleși pentru a fi lucrători într-o lumină și clar vorbim de cei guvernați de Soare. Se pare că în următoarele 72 de ore la voi are loc, exact cum am spus, o iluminare, o trezire, o fericire, o împlinire sufletească. Ăsta e scopul meu. Mi-am găsit tribul meu, mi-am găsit locul meu. Ți-ai recăpătat energia înapoi sau ai primit un plus de energie, daruri în plus, okay? O creștere spirituală din partea divinității pentru toată munca depusă până acum. Clar spui nu conflictului, clar spui nu în a mai investi 7 de săbi. Ok, ai demascat răul, ai demascat persoanele false.
care erau introduse chiar printre familia ta, erau introduse prin apropiații, printre apropiații tăi sau chiar au vrut să pară ca și cum au fost apropiații tăi. Și vreau să vă arăt diavolul și 8 de săbii. L-ai blocat. Ok? L-ai blocat. I-ai blocat. Și cu 4 de pentacule și cu asul de cupe. Au încercat să-ți blocheze manifestarea de dragoste. Au încercat să-ți blocheze un nou început. Au încercat să-ți blocheze prin lucruri oculte, prin manifestare negativă, pașii tăi către progres. Pentru că tu ai o misiune clar, foarte importantă aici, și un drum luminos. Și nu neapărat pentru toți care aveți o misiune. Clar, tu ai un drum luminos în față cu foarte multă prosperitate și un nou început în dragoste care a încercat să fie blocat de aceste lucruri negative care n-au ținut la tine. Pentru că tu ești o lumină. Ești o lumină. Iar Dumnezeu te iubește și ești o persoană foarte credincioasă. Iar aici tot ceea ce tu, pentru că aud ca și mesaj, rugăciunile tale, manifestările tale, să știi că au fost auzite și vor fi și împlinite. Healing, ok? Vindecarea are loc. Și ai simțit-o, 2 de cupe. Stând singur cu 9 de pentacle sau singură. Aici ai reușit, leu verbesăcetător, ai reușit să te vindeci. Ai reușit să te regăsești pe tine. Ai reușit să vezi câtă putere poți ai. Ai reușit să bați singur sau singură mai multe persoane cu 7 de săbii geme în balanță vărsător, Taur, Fecioară, Capricorn, dar nu contează zodia. Angel of success, ok? Clar, tu ai un succes în față și lumea te așteaptă, indiferent de ce vrei să faci, de ce domeniu sau în ce domeniu ești. Te extinzi. Îți pare rău că ai lăsat în spate anumite persoane. Îți pare rău că... Și să vă uitați la numărul 1211, pentru că l-am văzut acum la minute, la Angel Number. Îți pare rău că ai lăsat trecutul în urmă. Îți pare rău că trecutul a fost unul atât de malefic. Îți pare rău că persoanele astea au făcut parte din viața ta, le-ai oferit dragoste, iubire. Îți pare rău că ai fi vrut ca lumea asta să fie una mai bună și să nu fie tocmai persoanele astea cele rele. Dar din păcate, a trebuit să te trezești să înțelegi că nu este așa cum ți-ai fi dorit tu în situația asta. Sunt persoane rele, sunt energii rele. Și aici a fost o chestiune de investiție de poate 8 ani. Sau 10 ani, 11 ani în niște persoane, situații care ție ți-au dat experiență, ai căpătat experiență, dar în același timp ai fost provocat în nenumărate rânduri de persoanele astea cu minciuni, falsități, cumpene, blocaje, piedici. Ai făcut față la toate, cu brio, pentru că de asta avem și succes aici. Vreau clarificarea cărților de pe masă. Pentru cei de la varianta numărul 1, următoarele 72 de ore. Aici clar e un mesaj important pentru cineva. Ai ajuns hierofantul, ok? Ești într-o conexiune directă cu Dumnezeu. Pentru cine vorbesc aici, le vorbesc săgetător. Ești într-o conexiune directă cu Dumnezeu. Te aude, te vede, ți ascultă rugile. Ți le-a îndeplinit, ți le îndeplinește, poți să ceri orice vrei. Pentru toată munca depusă, aici este un nou început pentru tine. Pentru că tu ai pus pasiune în tot ce ai făcut. Pentru că tu te-ai zbătut și ai pus suflet, pasiune, lacrimi în tot ce ai făcut până acum. Indiferent că ai făcut-o pentru persoane dragi, indiferent că ai făcut-o pentru străini, care au fost tot persoane dragi pentru tine, pentru că empatia ta este una... infinită, ok? Oricum, noi lucrători într-o lumină iubim fără limite, ca să spun așa, necondiționat, nu așteptăm nimic la schimb,
Și cu cine vorbesc acum știe despre ce este vorba. Fraierul. În sfârșit reușești să ai un nou început. Ok. Dar aici am un 7 de săbi și un rege de băte. Este cineva din berbec săgetător care are ceva să-ți spună. Bărbatul ăsta, în primul rând pentru doamne, bărbatul ăsta are ceva să spună pentru că el a mințit. El a mințit și a acoperit minciunile cuiva. Bun. Iată că bărbatul ăsta care e mai tânăr ca tine vine cu un adevăr. El a acoperit minciunile cuiva. Din gemeni, balanță, vărsător, taur, fecioară, capricorn. Bărbatul ăsta e posibil să fie berbec, săgetător. Ok. El vine să-ți facă o confesiune ție, leu, berbec, săgetător. Ok? Pentru că el se opune dacă a fost un bărbat căsătorit cu altcineva sau a avut o relație cu altcineva sau a acoperit minciunile cuiva care ți-a făcut foarte mult rău, bărbatul ăsta spune nu, persoana asta e dreaptă. Intuiția îmi spune să mă îndrept să-i spun adevărul, pentru că mi se pare cinstit și corect. M-am săturat de răutatea acestei persoane sau acestor persoane cărora le acopăr minciunile și îi fac rău acestei persoane, adică vouă. Iar bărbatul ăsta vine să facă o confesiune. Și iată, doi de cupe și lumea. În perioada asta toată lumea te iubește, pentru că e normal, intri în tribul tău. Dar e de persoane care vor să fie lângă tine. Vindecare vis-a-vis de trecutul tău. Gata, s-a închis ușa acolo. Mergi mai departe. Nici măcar nu ai cum să te mai uiți înapoi. Asul de cupe și ierofantul. Dumnezeu te iubește. Pentru că știe că și tu îl iubești. Pentru că ești aici, într-o lumină. Pentru că ești ceva special, specială. Ok? Și atunci îți oferă această dragoste divină. Pentru că a fost o perioadă grea pentru tine în care te-ai simțit singur sau singură. Îți oferă aripi ca să poți să zbori și să poți să ai libertatea de a te manifesta cum trebuie să te manifesti. Liber sau liberă. În a-ți împlini misiunea sau în a merge mai departe sau în a avea un nou început în dragoste, indiferent de situație, aici ți-a acordat toată dragostea și tot ajutorul. Cineva n-a vrut să ai acest nou început. Taur, fecioară, capricorn, rac pe scorpion. Nu a vrut. Exact. Diavolul cu fraierul. 8 de săbii. Regele ăsta de bâte a fost blocat. Poate să fie un bărbat din berbec săgetător. Posibil. Berbec vă foarte mult capricorn. Taur, fecioară, capricorn. A fost blocat. Vreau să vă până la capăt. Pentru că aici cineva a fost blocat pentru răul pe care ți l-a făcut. Orică a acoperit minciunile cuiva sau a făcut parte dintr-un plan malefic. Totuși avem diavolul aici, clar. E o persoană imatură cu fraierul și diavolul. O persoană care s-a dat un vileag pe față. Direct. Toată lumea realizează cine ești. Inclusiv bărbatul ăsta realizează capacitatea ta și puterea ta că tu ești împărăteasa. Indiferent că ești femeie sau bărbat, împărat sau împărăteasă. Lumea se recunoaște capacitatea și puterea. 7 de bâte și luna. Înfrunți minciuna, nu o suferi. Ascunzi și uși întunericul. Și persoanele astea au înțeles că tu ai acoperit întunericul cu lumina ta. Într-un cuvânt, ai câștigat. O victorie bine meritată. Un nou început, planuri de viitor, creativitate, libertate, exact cum ți-am spus. Ți-ai recăpătat aripile sau ți-ai primit aripile, okay, într-o vindecare extraordinar de frumoasă. Bun. Aici cineva vrea să-ți ofere o să văd despre ce este vorba, dar este cineva din taurul fecioară capricorn, mai degrabă o femeie care vrea să-ți ofere, văd cu hierofantul taur,
Persoana asta vrea să-ți ofere o cupă de dragoste, vrea să-ți ofere scuze, vrea să-ți ofere un nou început sau vrea ceva. Dar eu am aici că tu spui nu. Ok? Pentru că aici a fost o trădare. Cineva spune nu acestui nou început. Nu uita ori fecioară Capricorn. Că e femeie sau vorba, nu contează. Pentru că deja e turnul cu diavolul. Ok? Și iată că bărbatul ăsta nu mai face parte din această toxicitate. El se dezleagă de diavol. A fost dezlegat. Ok? Merge mai departe. 8 de săbii și carul. Către tine împărăteasa cu steaua pentru că el vrea lumină, nu întuneric. Este cineva care s-a gândit foarte bine. Este cineva care lasă în spate o persoană din zodie de pământ, ori fecioară Capricorn sau posibil Scorpion, Capricorn iar văd, ok? Posibil chiar Rac. Este cineva din berbec săgetător, posibil acest bărbat să mai aibă Rac, ok? Sau chiar Pești. Este o persoană care spune, este foarte clară etalarea asta și clar viziunea, ok? Cineva care spune, și nu numai că spune, este timpul, pentru că tu cu lumina ta ai reușit întotdeauna dragostea, lumina, pacea, liniștea, empatia, cucerește, acoperă întunericul, întotdeauna câștigă, puterea dumnezească întotdeauna câștigă. Iar ceea ce văd aici și în clar viziunea mea este că bărbatul ăsta a fost legat. Și a spus așa. Întuneric? No way. Eu vreau persoana asta luminoasă. Că bărbatul ăsta a fost într-o căsnicie. Că a fost într-o relație toxică. Că a fost într-o codependență. Că a fost într-o minciună. Sau că a acoperit minciunile cuiva. A spus stop. Nu mai accept răutatea ta. Sau răutatea voastră. Eu vreau să duc dreptatea acestei persoane. Și atunci avem foarte multă stabilitate. Stabilitatea este că, în primul rând, voi ați învățat să vă protejați casa mult mai mult și casa vă este protejată energetic. Am 7 de bâte și luna. Și asta spune așa. Oricine proiectează energie negativă pe casa și pe voi, divinitatea vă comunică astfel. Exact ca o oglindă de aia care o pui în față, energia persoanei respective se ispește de oglindă, se întoarce la persoana respectivă. Pentru că casa vă este protejată. Voi ați primit darurile astea pentru toată munca voastră depusă și nu numai, pentru că ăsta e rolul vostru pe pământ și trebuie să fiți protejați. Bun. Aici avem moartea cu 6 de pentacule. Moarte și renaștere. Tot ce a însemnat trecut s-a terminat. Aici la prima etalare este foarte puternică. Ca și energie, dar o putere pozitivă și o putere luminoasă. Regina de monede, exact, va fi lăsată în spate. Taur, Fecioară, Capricorn cu 5 de monede. Este cineva care vrea să ceară scuze 3 de cupe. Este o a treia energie. High Priestess, ok? Un secret se termină. Cineva, regele ăsta de bâte vine să vă spun adevărul. S-au terminat farmecele? S-au terminat... divinitatea a spus așa. A spus așa. Stop, până aici. Tu ai de-a face cu marea preoteasă. Și tu nu poți cu diavolul să iei loc cu marei preotese. Aici cineva este marea preoteasă. Iar o persoană a încercat să o doboare cu diavolul. Și atunci marea preoteasă, împreună cu divinitatea, a aruncat în aer diavolul cu turnul. Cineva aici o să aibă o trezire bruscă, dureroasă, persoana care a fost într-un lucru necurate. Pentru că aici, împărăteasa cu steaua și marea preoteasă primește dreptate divină. Bun. Și dreptatea este că regele ăsta de bâte, exact, el găsește fericirea în împărăteasa asta care este o femeie luminoasă. Și sunteți voi, doamnele.
Dar pe voi, nu știu dacă vă interesează așa de mult partea asta, posibil acest lucru să fie karma acestei persoane, Taur, Fecioară, Capricorn, ok? Că persoana asta se trezește și merge mai departe. Pentru că voi aici, eu văd că voi mergeți mai departe către cineva, ori aveți o alegere de făcut între un rege de bâte și un rege de pentacule. Între un bărbat din Taur, Fecioară, Capricorn și un bărbat din... nu văd leu, eu văd un bărbat din Berbec Săgetător, pentru că am fraierul și regele de bâte, care pentru mine este Săgetător. Moartea cu spânzuratul, s-a terminat stagnarea. Vindecarea este deja în lucru, ca să spun așa la voi. Poate mulți dintre voi chiar ați avut probleme în ceea ce ține de trecut. Poate cineva a râs de sănătatea voastră. Știți care e cel mai mare păcat? Pe lângă să dorești răul cuiva și finalul cuiva, este să râzi de problemele cuiva, să judeci. Să judeci faptele cuiva, viața cuiva, sănătatea cuiva. Pentru că, practic, nu știi prin ce a trecut persoana aia. Sau poate știi. E și o vorbă care spune, veziți scama din ochii tăi. Pentru că foarte multe, prin ce ați trecut voi aici, cineva are o viață destrăbălată sau desmățată sau îngreunată sau cu probleme, dar va judeca și arăți de voi. Și va trebui să-și plătească karma. Pentru că niciodată nu râzi de problemele cuiva. Niciodată. Cred că asta este, am spus, al doilea cel mai mare păcat pe lângă a face lucruri necurate și a dori rău cuiva. Dar când vorbim de rău, ok? Când vorbim de rău, vorbim de rău. Și ați înțelegeți ce spun. Bun. Haideți să mai vedem o dată. Regele de cupe. Ok. Aici și cineva din rapid pe Scorpion a fost implicat. Ori este un bărbat, pentru că sunt mai multe persoane care regretă pentru ce v-au făcut, dar mai mult decât atât ați fost nevoiți să le lăsați în spate. Persoanele astea își primesc karma pentru ce am spus mai devreme. Ok? Pentru că au încercat să vă țină în confuzie. Au încercat să vă țină în triunghiuri amoroase sau trei persoane v-au făcut rău, trei persoane au încercat să vă îngreuneze viața sau traiul fără să le faceți nimic doar pentru că sunteți marea preoteasă și strânește invidie sau răutate sau persoanele astea fiind întunecate, nu suportă lumina voastră, le intrigă, ok? Aici punem 10 de sări. S-au terminat secretele, s-au terminat ascunzișurile, s-a terminat forma voastră de a accepta așa ceva. Cuiva aici este foarte frică și are și de ce, de practic ce îi se întoarce din partea lui Dumnezeu ca și judecată pentru ce v-a făcut vouă. Persoane imature, persoane care v-au urmărit cu pajul de săbii, și-au râs, s-au distrat pe problemele voastre de sănătate. S-au distrat și văd, din câte văd, cu pentacule, foarte multe pentacule. Și văd și în clarviziunea mea că voi ați dat tot ce ați putut și a stat în putința voastră să ajutați persoanele astea. Din suflet a fost. Pentru că am văzut asul de cupe, din suflet. Din suflet a fost un ajutor. Pentru unii dintre voi poate fi o situație de familie, de ce vă înconjoară, de trecut, din suflet ați făcut totul și persoanele astea au fost tot timpul ascunse, tot timpul să vă urmărească, tot timpul cu 9 de cupe, ok? Să aștepte să vă pierdeți timpul într-o stagnare, în distracția lor și neseriozitatea lor, când de fapt ei și-au pierdut timpul. Pentru că voi, de fapt, sunteți o lumină și voi, de fapt, chiar și în distracția asta a lor, voi v-ați îndeplinit misiunea. Sună amuzant, nu? Dar așa e. Bun. Aici am judecata. A venit momentul judecății.
Pentru mulți dintre voi aud ca și mesaj în clar, în clar audiție și văd și în clar viziune. Trei zile. Trei zile în care sună judecata. 24 de ore sau 12 ore pentru alții dintre voi în care începe judecata pentru aceste persoane sau au început deja. O să auziți de foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri care au fost ascunse. Persoane care vin către voi să vă ceară scuze. Sunteți singuri când veți auzi toate lucrurile astea. Magicianul și justiția pentru că, și temperanța, pentru că tot ce ați manifestat, acum lăsați lucrurile în mâna lui Dumnezeu, în judecata lui, pentru că el manifestă justiție pentru voi, regina de bute, leu, berbec, săgetător. Vă primiți justiția pentru toată răutatea leu, vădiar, ok? Care v-a fost adusă. Iar poate cineva din Taur, Fecioară, Capricorn, Gemeni, Balanță, Vărsător sau mai multe persoane. Persoana asta poate v-a bârfit pe la spate, poate a vorbit urât de voi pe la spate cu 8 de bâte și 7 de cupe sau vorbea cu mai multe persoane despre voi. Bun. Vreau să văd aici la final Moartea, Spânzuratul și Regina de Cupe. Este o femeie aici din Pești. Moartea, Spânzuratul și Regina de Cupe. Sau poate femeia asta are și Pești. Ok? Voi ați acordat foarte multă încredere acestei persoane. Ce a făcut persoana asta către voi? Doi de bâte și împăratul. Ce a făcut către voi? A încercat să abuzeze de bunătatea voastră. A încercat să vă ia puterea sau a fost o persoană intrigată de puterea voastră și de poziția voastră socială. Și aici intervine justiția. Ok? Cum intervine justiția pentru persoana asta? Voi sunteți justiția acestei persoane. Ok? Voi sunteți. Leu, berbec, săgetător, voi sunteți justiția acestei persoane. Cu 6 de bâte și temperanța. Victorie. N-ați vrut să faceți parte din acest conflict. Ok? Și trei de săbii. Și această joacă murdară. În niciun caz. Chiar mai vreau să văd energie. Mi-a plăcut rău de tot. A fost delicioasă etalarea numărul 1. Pentru că am simțit un calm. O serenitate aici la etalarea numărul 1. Este ca o ușurare. Cineva știe aici, voi știți cei care vă uitați și care sunteți în povestea asta. Știți că vi s-a făcut dreptate deja. O secundă. Următoarele 72 de ore pentru cei de la varianta numărul 1. Următoarele 72 de ore pentru cei de la varianta numărul 1, evenimente importante. Cineva din Racul Scorpion vine cu dorință de un nou început pentru că persoana asta este singură sau singur. Este un bărbat cu eremitul, poate avea și fecioară. Este un bărbat care s-a comportat extraordinar de imatur pentru vârsta lui. Este cineva care are legătură cu această femeie din Taur, Fecioară, Capricorn. Ok? Femeia asta i-a adus decepție. Poate fi o fecioară. Femeia asta i-a adus decepție, din câte văd. Au fost minciuni. Toate au ieșit la suprafață. Putem să vorbim de o pierdere financiară pentru cineva din Taur, Fecioară, Capricorn. Aici, fecioară, mai văd. Pentru o falsitate, ori bărbatul ăsta și-a luat karma cu această femeie. Și acum se întoarce la voi, cei din zodia leu, cărora va frânt inima cândva, dorindu-și un nou început,
Exact, regina de bâte și soarele. Dorindu-și un nou început cu dragoste și cu o ofertă serioasă către voi, pentru că vă consideră și vă vede, nu că vă consideră, a conștientizat că sunteți împărăteasa. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei de la etalarea în următoarele 72 de ore. Aici este un mesaj foarte important pentru cineva. Cineva aici a fost o persoană gemeni în balanță, vărsător, rac pe scorpion, o persoană foarte vicleană, o persoană care a așteptat numai bani, o persoană care a așteptat numai lucruri financiare, mai văd Taur, Fecioară, Capricor. Persoana asta va avea o pierdere financiară și o părere de rău vis-a-vis de faptul că v-a decepționat și v-a făcut rău și v-a mințit. V-a făcut rău chiar într-un nou început cu o persoană dragă. Pentru alții dintre voi, aici este încheierea unei situații ce ține de un partaj. Alții dintre voi, e posibil să renunțați la o proprietate. O proprietate posibil la niște acte, o proprietate. E ceva din câte văd 7 de săbii la distanță și văd și în clar viziunea mea. Pentru că aici este un bărbat la distanță cu care discutați. Poate fi un agent, cheremitul, ok? Sau cineva de stat. Ori primiți foarte puțin bani pe proprietatea asta, ori cineva recunoaște că acolo n-a fost ceva curat. Și am mai văzut cândva la 72 de ore ceva legat de niște acte necurate. Da, care nu sunt curate. Persoanele care v-au făcut rău aici va trebui să înceapă să bată iar pentaclele de la zero. Vă spune ce am avut și ce am pierdut din cauza că m-am comportat ca o persoană neserioasă. Și persoana asta a evoluat, ok? Pentru că este o persoană iubită de Dumnezeu. Cineva și-a croit drum aici cu liber arbitru. Prin răutate, croim planuri malefice și o gaură în care a căzut el sau ea, dorindu-și să cădeți voi, a căzut el sau ea, în propria capcană. Bun, vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei de la etalarea numărul 1, următoarele 72 de ore. Da, bărbatul ăsta vine către casa voastră cu drum, cu o dorință de un nou început, respinge persoana asta din Fecioară, Taur, Capricorn. Okay. Voi cei din Zodia Leu sunteți foarte liniștiți, vă mișcați lent, nu doriți conflict, nici nu vă interesează măcar, pentru că văd că cineva vă este foarte indiferent aici. Persoana asta urmărește să știe dacă sunteți singuri. Turnul aici, cum am văzut în etalarea cu Angel, cărțile Angels, ok? O rege de bâte. Leu berbec săgetător sau berbec săgetător și o persoană din Taur, Fecioară, Capricorn. Ok? Primesc turnul într-un plan malefic pe care l-au croit. Dar unul dintre ei n-a fost de acord cu acest plan. Regele ăsta de bâte n-a fost de acord. Deci exact ca în acele cărți, așa mi-a căzut și aici. Regina de bâte cu hierofantul. Împărăteasa cu 10 de cupe. Clar, o să decideți cu cine să fiți. Pentru că vine o ofertă foarte serioasă chiar de căsătorie aici din câte văd. Steaua cu 4 de bâte. Cineva visează la casa voastră. Cineva visează să fie cu voi. Cineva manifestă, se roagă acum să fie cu voi. Regele s-a recuperat pe scorpion. Știe că ați plecat. Știe că nu vă mai întoarceți. Știe că nu mai vreți acolo. Știe că ați evoluat spiritual. Știe că sunteți o stea greu de atins acum. Trădările care v-au fost făcute se vor întoarce cu 10 de săbii și 5 de săbii pe regele de bâte și regina de monede.
Jocul s-a terminat. Doi de pentacole și moartea. Cu trei de săbi. Trei persoane care vă făceau rău. Jocul s-a terminat. Minciunile s-au terminat. Exact. Iar turnul și trei de cupe. Persoanele astea primesc turnul. Pentru că victoria este a voastră. Sunteți hierofantul. Uitați aici prin. Reprezentați regina de bute, marele preot și marea preoteasă. Ce poate fi mai puternic de atât? Sunteți și marele preot și marea preoteasă. Într-o singură persoană. Cu foarte mult echilibru, cu foarte multă fericire, începeți o relație stabilă de dragoste cu un rege de monede. Taur, fecioară, capricorn, oricum bărbat mai brunețel sau un bărbat șaten, posibil cu tenul mai închis la culoare, este un nou început. Vreau regele de monede. Este împăratul împărătesei, ok? Este sufletul vostru pereche. Regele de monede. Care vine cu justiția către voi. Este o persoană curată, exact cum spuneam, face parte din tribul vostru. O secundă. Împăratul cu justiția și regele de monede. E posibil ca bărbatul ăsta să aibă copii dintr-o altă relație. Poate vă cunoașteți deja, a vrut să fie până acum cu voi, dar n-a putut pentru că a fost legat. Probabil într-o căsătorie sau într-o chestiune de legalități, ok? Sau ilegalități. Un conflict ce a avut bărbatul ăsta cu cineva din gemeni balanță vărsător. Victoria vine, iar spun, pentru cei din zodia Leu cu foarte multă bucurie. Bun. Mai vreau o dată pentru șase de bâte. Iar regina de bâte. Șase de bâte. Deci clar este despre voi cei din zodia Leu, berbec, săgetător, dar eu văd foarte mult Leu. Victoria, șase de bâte. Regina de bâte. Asul de cupe. Asul de cupe. O ofertă extraordinară de dragoste. Turnul și trei de cupe. Repetir, ok? Asta este ce se face judecat. Turnul și trei de cupe. Exact, ce am spus? Judecată. Cum? Către regele ăsta de bute care este o persoană ascunsă. Indiferent că a acoperit sau nu pe cineva, indiferent că a făcut parte din lucrul ăla, trebuie să-și faci justiția. Cum? Dormește de cupe. Prin faptul că voi reușiți să mergeți mai departe și prin faptul că voi aveți împăratul lângă, cu temperanța 6 de bute. Este și Dumnezeu, este și puterea voastră, este și sufletul vostru pereche. Pentru că am mai multe înțelesuri aici, pentru că vine și sufletul pereche, este și divinitatea care vă protejează, este și 10 de cupe și lumea, moartea și asul de săbii. Asul de săbii, adevărul, v-a eliberat de toate persoanele astea. Adevărul câștigă întotdeauna. Aici, clar, la foarte mulți dintre voi veți înțelege, în următoarele 72 de ore se face judecată și justiție pentru voi. Depinde ce poziție sunteți față de niște persoane, lucruri, evenimente care v-au nedreptățit. Și simt și văd că v-ați dorit foarte mult lucrul ăsta. Bun. Atât am avut pentru cei de la varianta numărul 1. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Haideți să trecem la varianta numărul 2. Bun, am revenit cu varianta numărul 2. Haideți să vedem. Pentru cei de la varianta numărul 2, primată o carte din oracol, următoarele 72 de ore. Următoarele 72 de ore pentru cei de la varianta numărul 2, o carte din oracol. Wow, iubesc cartea asta. Creezi Lemuria.
creezi raiul pe pământ. Și se întâmplă. Continuăm cu ce am spus la etalarea numărul 1. Clar, seara asta sunteți lucrători într-o lumină pe aici. Sau indiferent care sunt faptele tale, indiferent cu ce ajuți pe acest pământ, că ești lucrător într-o lumină sau nu, tu aduci, faci fapte bune, aduci zâmbete pe chipurile oamenilor, indiferent în ce domeniu ești și cum o faci. Bun. Celebrează, distrează-te, nu fii atât de serios. Asta ai început să înveți și asta îți însuflă universul. A fost o perioadă grea, te-ai dezlegat, unbound, ok? Ai lăsat în urmă contracte, viețe anterioare, tot ce a reprezentat karma, ok? Ți-ai găsit lumina, vibrația ta se ridică. Practic, tu ești oracolul, tu ești lumina. Și ai înțeles lucrul ăsta. Foarte frumos. Celebrează, poate chiar ai ieșit din zona de confort și ai celebrat. Poate după foarte mult timp ai reușit să ieși din zona ta de confort unde te țineau anumite energii negative. Ți-ai încheiat contractele, ai spart gheața, ai spart lanțurile karmice și ai reușit să celebrezi în sfârșit și să-ți acorzi ție distracție, să-ți acorzi ție iubire de sine, să poți să intri în contact cu alte persoane, să socializezi și să reușești să afli care este scopul tău aici. Bun. Haideți să vedem ce urmează pentru la etalarea numărul 2. În următoarele 72 de ore, evenimente importante. Evenimente importante. Foarte mult echilibru. La tine este vorba despre echilibru. Minte-suflet. E un echilibru foarte frumos. Este o plecare cu echilibru și o evoluție spirituală extraordinară. Treci cu temperanța, cu 8 de cupe, către împărăteasă. Ți-ai câștigat poziția asta prin foarte multă muncă. Și ai avut multe sarcini. Ok? Tu spui nu în următoarele 72 de ore mai multor oferte. Pentru că aici vin, pot fi oferte din trecut, pot fi oferte de la persoane care nu sunt la nivelul tău, pot fi oferte toxice, o să facem clarificarea, pentru că tu spui cu 4 de cupe foarte clar, 7 de cupe și 4 de cupe, tu spui nu mai multor oferte. Ori spui nu anumitor oferte și accepti asul de cupe, oferta serioasă. Pentru că aici este clar valoarea ta și mai mult decât atât nivelul spiritual la care ești tu, ok? Maturitatea ta spirituală. Nu poți să mai accepti așa ceva în viața ta. Nu mai faci parte din, nu mai ești pe frecvența aia, nu mai faci parte din locul ăla, nu mai faci parte din timpul ăla, ok? E ceva care nu are nicio legătură cu vibrația în care ești tu acum, cu poziția în care ești tu acum, cu momentul prezent. Nu are nicio legătură. Este ca și cum tu vorbești dintr-un timp și spațiu și persoanele astea sunt undeva prin trecut, ok? În alt timp și spațiu. În altă dimensiune. Ok, haideți să vedem. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei de la etalarea numărul 2, următoarele 72 de ore. Îndrăgostiții. 3 de sălă. Nu te mai interesează triunghiuri amoroase, în niciun caz. 9 de pentacule cumpărăteasa, ești foarte bine cu tine pentru că ai învățat iubirea de sine.
te simți bine cu tine, te simți bine să te joci, să celebrezi viața. Ți-ai dat seama că ai atât de multe calități. Ți-ai dat seama cine ești, ți-ai dat seama cât de multe lucruri poți face tu cu tine, ok? Ți-ai dat seama că ți-ai recâștigat încrederea, ok, în tine, iubirea de sine. Te privești altfel, te vezi altfel, te iubești, te apreciezi. Și atunci e normal să spui. Și divinitatea ți-a insuflat asta. N-am cum să mai accept așa ceva. Persoane care să mă trag în jos, ok? Și iar văd aici cineva din Taur, Fecioară, Capricorn. Cineva din Rac. Este posibil să vină către tine persoane care erau în conflict sau se luptă pentru dragostea ta, în conflict. Sunt în conflict, dar nu că vin conflict către tine. Conflictul este în sufletul lor că le-ai blocat cupa, le-ai blocat asul de cupe cu 8 de săbii. Nu le mai vrei dragostea, nu le mai vrei atenția, nu mai vrei nimic de la persoanele astea. Ai terminat totul acolo. Și asta este cea mai mare durere pentru aceste persoane. Pentru că au fost blocate de către energia ta și de către univers. Tu ți-ai reluat energia înapoi. Ai ajutat acolo, ai făcut tot ce ai putut. Ai mers mai departe. Și atunci persoanele astea sunt în conflict că tu acum ai spus pa trecut. Și nu pot să accepte că tu mergi mai departe. Dar n-au ce să facă. Cineva din Pești văd aici. Că a făcut o alegere greșită în trecut și acum te dorește înapoi. Persoana asta te urmărește, a avut o decepție cu persoana pe care a ales-o. După ce ți-a creat ție multiple decepții, persoana asta te urmărește și vrea să întoarcă înapoi. Dar tu ești magicianul cumpărăteasa. Ceea ce manifesti tu este pe lângă persoanele astea, n-au nicio treabă cu ele. Tu te ocupi de carieră, te ocupi de avansarea ta, indiferent în ce domeniu ai fi, îți merge foarte bine, există foarte multă prosperitate în următoarele 72 de ore, există foarte multă încredere, curaj, motivație, creativitate, îți pui ideile în practică, ești foarte creativ, cu luna și soarele ești foarte creativ în această perioadă. Și cred că nu este vorba doar de această perioadă. Este vorba că de acum încolo ți s-au dezlegat lucrurile astea și ești foarte, vei fi foarte creativ. Tu ai reușit să echilibrezi întunericul cu lumina, ok? Și ai reușit să bați într-un fel întunericul cu lumina ta. Și am mai spus-o și la varianta numărul 1. Tu ai blocat acest nou început cu persoanele astea neserioase. Conflictul, da, este nevru de tine. Nu te interesează persoanele care vin să se lupte, să se lupte pentru inima ta. Persoana asta în special din Pești, care are și gemeni și Pești. Strength, iar am puterea ta, leul, care lasă cu 7 de pentacule și 4 de cupe. Spune trecut, e trecut. Six of Cups, exact. Asta este o persoană din trecutul tău care a ales pe altcineva și a învățat lecția, s-a simțit prost și imatur în fața ta, rușinat, rușinată pentru ce a făcut, te vede într-o poziție foarte înaltă și nu înțelege cum a putut să facă lucrurile astea. Fraier, ok, tu manifesti un nou început și clar de acolo nu te miști. Persoana asta, regina de monede, ok, bărbat sau femeie, Taur, Fecioară, Capricorn, vine cu o ofertă, din câte văd, mesaj, ofertă, discuții, păi, asul de pentacule, soarele și luna. La tine se întâmplă, ai primit un dar divin extraordinar, în special pe partea de abundență. Dar clar refuzi aici mai multe oferte. Și trecutul, și posibil și regina sau regele sau de monede.
Pentru că tu ai așteptat și știi că o să se întâmple turnul. Persoana asta din trecut s-a distrat, ok? Și acum își primește justiția. Era normal. Tu ai lumea și fraierul. Tu ai de explorat foarte multe locuri, locuri noi, persoane noi, de făcut lucruri noi, vrei totul nou. Și universul manifestă pentru tine totul nou. 6 de săbii. Ai lăsat regina asta de pentacule în spate, ok? Eremitul asul de pentacule. Ai meditat. Ai vorbit tu cu Dumnezeu. Te-ai sfătuit. Te-ai rugat. Și el ți-a dat, el, ok? Ți-a dat asul de monede, soarele și luna. Și aici n-am să vorbesc pentru că fiecare veți primi în felul vostru și este un secret aici, sau ați primit. Este darul lui sau răspunsul lui la rugăciunile voastre și ceea ce este menit să faceți. Exact. Regele ăsta de cupe nu se lasă. Vrea și cu greutate vrea, indiferent câtă greutate, două persoane vor. Berbec săgetător și rac pe scorpion, dar văd pește aici, vor un nou început cu voi. Persoana asta așa justiția pentru jocul murdar pe care l-a făcut. Diavolul cu 6 de săbii. Ați lăsat o femeie din Capricorn Tower, fecioară în urmă, pentru că era o toxicitate cu 6 de săbii, ok? Aici a fost gândirea voastră și așteptarea voastră pentru răspunsurile pe care ați vrut să le aveți sau este încă de la Dumnezeu și le veți primi sau le-ați primit. 5 de pentacule, regele de cupe și regele de bâte îi lăsați în spate pentru că voi v-ați chinuit foarte mult cu 10 de bâte și steaua să vă vindecați. Și să avansați în poziția în care sunteți acum. Să aveți stabilitate cu 4 de bâte, 10 de pentacule. Voi așteptați turnul. De ce? Pentru că știți că o să se întâmple sau știați. S-a dărâmat tot ce a însemnat o fundație care nu era stabilă. Și de ce ați așteptat turnul? Pentru că știați că vine ceva frumos după asta. Este meritul vostru. Și aici fac clarificare pe 10 de pentacole și 4 de bâte. Iar forța. Leu. Forța voastră. Puterea voastră. 10 de pentacole și 4 de bâte. Totul a fost făcut în singurătate, în meditație, în foarte multă rugăciune, în evoluare spirituală, în maturizare. Sunteți niște suflete bătrâne în trupuri tinere. Trebuia să spun. 10 de pentacole și 4 de bâte. Așteptarea asta n-a fost în zadar. Știați ce o să apară. 10 de pentacule și 4 de bâte. Ce cade cu turnul? Opt de săbii. V-ați dezlegat. V-ați deblocat. V-ați dezlegat. Nu mai este confuzie, nu mai este agitație. Ați plecat și ați lăsat totul în urmă. Regele de cupe, cineva din pește, are acum o greutate foarte mare. Pentru că și-a primit decepție într-o afacere ilegală, din câte văd, în care credea că o să aibă un succes, râzând de voi prin spate, ok, o afacere ascunsă, împreună cu alt bărbat din gemeni balanță vărsător, ok? Totul s-a terminat acolo, iar bărbatul ăsta vrea să ia legătura cu voi. V-a trădat pentru altcineva și pentru bani. Vreau să văd ce urmează pentru voi. 10 de monede și 4 de bâte. Vă redeschideți inima. Manifestare curată. Manifestare pură. Marea preoteasă.
se termină singurătatea care a fost necesară pentru evoluția voastră spirituală și pentru a vă clarifica situațiile astea. Și așa v-a ținut divinitatea. Stai, că mă ocup eu de restul. Ce urmează în dragoste pentru voi cu 10 de monede și 4 de bâte? A treia energie care mi-a apărut și pe undeva pe la 1, rac pe scorpion, este lăsată în spate. A fost o afacere acolo. Care are legătură cu regele ăsta de cupe, rac pe scorpion, care a ținut într-o indecizie între regina de cupe și voi, doamnele din leu, regina de bâte. Și v-a făcut să păreți ca opțiune, ok? A fost nehotărât. Dar persoana asta s-a trezit și acum a văzut că voi ați avansat, a văzut în ce poziție sunteți și vă vrea înapoi. A pierdut totul acolo. Ce urmează pentru voi cu 4 de bâte? Se termină mișcarea voastră lentă. Se termină încetinirea și blocajul în care stăteați. Eu văd foarte multă abundență. Văd și în clar viziunea mea. Abundență, abundență și iar abundență. Și împăratul. Cu care o să vă mutați. Cu care o să faceți o relație serioasă. O să clădiți ceva foarte stabil. Este cineva într-o poziție foarte bună. Este o persoană, un bărbat foarte muncitor din câte văd, un bărbat foarte serios, un bărbat spiritual de asemenea, cu steaua, exact. Împăratul. Împăratul este regele ăsta de cupe, care părăsește femeia din Taur, Fecioară, Capricorn sau Rac pe Scorpion. Este regele ăsta de cupe care vrea să devină împărat. Ce o să facă regele ăsta de cupe către voi? Vrea să vă spună un adevăr și vine să vă spună adevărul. Ce o să facă cu asta să vii? Soarele către voi din leu. Clar, soarele cu astea să vii adevărul, adevăr. Ce vrea să vă spună cu asta de săbii și soarele? Cavalele cupe. Ce o să vă spună regele ăsta de cupe cu astea de săbii și soarele? Că a avut un conflict cu cealaltă femeie sau cu cineva din gemeni în balanță, vărsător, ok. Că îi pare rău ce v-a făcut în trecut și ce alegere a făcut, ok. Regretă, are remușcări, are suferință. Că a primit ce v-a făcut vouă. Vrea să fie cu voi, că îi pare rău că a ales altceva, îi pare rău că a făcut această mișcare greșită. Că persoana asta nu v-a trădat toată, v-a trădat de mai multe ori, asta este ideea. Și acum v-a pierdut definitiv. Și a simțit energetic că v-ați descătușat. Energetic a simțit-o. Bun, mai vreau să văd o mică energie aici. Și etalarea numărul 2 mi-a plăcut maxim. Deci nu
să aveți un nou început, cei de la varianta numărul 2 în dragoste. O să vă gândiți. Aveți două alegeri, ok? O să vă gândiți. Dar veți gândi logic. O să vă gândiți foarte bine. Cu cine vreți să faceți acest 10 de cupe? Cu cine vreți să clădiți ceva stabil? Este regele ăsta de cupe aici, rac pe scorpion. Vrea să fie cu voi. Vrea o relație stabilă cu voi acum. Exact. Spune-te, aleg pe tine, lasă regina asta de săbi în urmă. Îmi pare rău că te-am trădat pentru bani. Au existat foarte multe certuri pe parte financiară. Poate bărbatul ăsta a fost un bărbat foarte materialist. Bărbatul ăsta regretă casa voastră, vine către casa voastră și este o alegere. Probabil că mulți dintre voi ați avut atacuri spirituale din partea către a treia, din partea către a treia energie, regina asta de săbi, care poate fi vărsător. Vreau să văd doi debute. Care este a doua alegere? A doua alegere este un bărbat din Taur. Taur era. Poate fi un bărbat mai tânăr din Taur. 5 de cupe și 4 de cupe. Nu cred că alegeți regele ăsta de cupe. Și primește judecata pentru distracția care a făcut-o față de voi cei din zodia Leu care sunteți împărați. Ok. Și îndrăgostiți? Wow, da, aveți la oferte, nu glumă. Karma acestei persoane este că voi aveți în față așa, regele de săbi, regele de pentacule, trei de pentacule și soarele. Și anume, aveți alegeri. Alegeri peste alegeri. Și de aia spun că voi veți decide cu cine să clădiți o relație stabilă sau cu cine simțiți că este foarte aproape, energetic sau sufletește de voi. Dar clar, oferta serioasă, cea mai serioasă ofertă, o veți accepta din partea împăratului. Acum că este împăratul regele de monede sau regele de săbi, veți vedea voi. Ok, mai vreau o carte din oracol. Pentru că e la varianta numărul 2, măcar 72 de ore. Este un plan divin. Ți-a fost trimisă lumină. Stabilești fundația, clar. E o fundație pe care o creezi stabilă. Ai încredere în intuiția ta. Și tot ce înseamnă forțe negative din jurul tău, nu mai ai acces la mintea ta să te tulbure. Mai vreau o carte. Ai încredere în drumul tău. Trust your path, ok? Ești pe deplin, pe deplin ești susținut de către divinitate sau susținută și atunci tu o să poți să te manifesti exact cum am spus și la varianta numărul 1, în orice aspect din viața ta, și în dragoste, și în vindecare, și în carieră, liber și liberă. Bun. Atât am avut și pentru cei de la varianta numărul 2, eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Haideți să trecem la ultima variantă, varianta numărul 3. Bun, am revenit varianta numărul 3. Haideți să vedem ce așteaptă pentru cei de la varianta numărul 3 în următoarele 72 de ore. Prima dată să vedem o carte din acolo.
pentru cei de la egalarea numărul 3. Ok. Aici ce se cere, deci la etalarea numărul 3, este vorba despre a te exprima liber. Dacă ai ceva de spus, dacă ai un adevăr de spus, pentru că foarte mulți dintre voi de la etalarea numărul 3 stați ascunși. Vă este teamă. Vă este teamă să îi spuneți ceva cuiva. Vă este teamă să vă exprimați sentimentele liber. Vă este teamă... Vă este teamă să iubiți, vă este teamă să permiteți cuiva să vă iubească. Este o confesiune pe care cineva aici de la etalarea numărul 3 vrea să o facă, dar este foarte teamă. Ești din zona ta de confort sau din vizuina asta sau din întunericul ăsta în care stai sau din ascunzișul ăsta și fă confesiunea asta pentru că este menit să o faci. Și mai vreau o carte... Clarificare, share your voice. Soul family. Clar este ceva legat de dragoste. Clar este ceva ce vrei să faci împreună cu o persoană. Ok? Ești o persoană care se simte singur sau singură datorită faptului că sufletul pereche îți lipsește. Tu cunoști sufletul pereche, dar ți este teamă să faci confesiunea de dragoste față de persoana asta. Oricuiva este teamă aici să ceară ajutorul unei persoane dragi care este suflet pereche. Cineva trece printr-o perioadă foarte urâtă aici. Clar. Foarte întunecată. Este posibil să fie un bărbat care din propriile greșeli a ajuns acolo. Iar acum bărbatul ăsta își dorește să facă o confesiune de dragoste față de sufletul lui pereche, femeia pe care o iubește, numai că nu știe cum să iasă din zona aia de confort. Îi se pare că este mult prea departe femeia asta. Că s-a detașat energetic, sufletește, mental, s-a detașat de el. Este cumva și o carte a rușinii unei persoane care este rușine pentru ce a făcut și nu știe cum să deschidă această discuție mai exact. Haideți să vedem și din cărți. Și având apă în ambele cărți, poate fi vorba despre cineva din pești, rac, scorpion. Următoarele 72 de ore pentru cei de la etalarea numărul 3, evenimente importante. Pentru cei de la etalarea numărul 3, următoarele 72 de ore, evenimente importante. Evenimente importante. Exact, am zis, regele de cupe. Lui este teamă să facă o confesiune, dar o va face către o femeie din gemeni în balanță, vărsător, taur, fecioară, capricorn. N-ai spune că, de fapt, bărbatul ăsta nu este fericit în relația aia și că se simte constrâns. A fost o karmă, ok? O relație karmică care s-a terminat. Poate este o persoană pe care a ales-o din punct de vedere financiar. S-a încercat să clădească ceva, dar nu s-a reușit nimic în căsnicia sau relația aia. Ok. El confesiunea vrea să o facă față de persoana pe care iubește și nu este această regină de săbii. 9 de săbii este faptul că acestui bărbat i s-a întors roata cu lacrimi și remușcări față de faptul că și-a trădat persoana iubită alergând pe altcineva, care i-a fost o lecție foarte prețioasă. Iar acum bărbatul ăsta are, ca să spun așa, două confesiuni de făcut față de regina asta de săbii. Că nu-și dorește să rămână cu ea și doi, față de persoana iubită cu care își dorește să se împace să fie. Iar aici este blocajul. Blocajul este că persoana asta este temătoare, rușinată, dar moartea cu 8 de săbii spune că va face acest lucru.
va face, pentru că toată relația asta karmică, situația asta s-a încheiat. Vreau clarificarea cărților de pe masă. Pentru cei la etalarea numărul 3, următoarele 72 de ore. Regina sau de săvigem în balanță vărsător. Este o persoană foarte mincinoasă din câte văd. A existat foarte multe ascunzișuri, 7 de săbii. Regele de cupe a privit-o ca pe o distracție. Poate aici a fost vorba de o colaborare, de afaceri. Dar în schimb, a făcut să pară ca și cum ar fi o familie sau o relație. A fost o fațadă. Bun. Poate fi chiar o femeie măritată, poate fi chiar o femeie într-o altă relație, pentru că mi-apar doi bărbați și o femeie. Iar el și-a dat seama că de fapt a ales o persoană care nu este împărăteasa. Împărăteasa este aici. El a ales o împărăteasă falsă. O femeie mincinoasă, o femeie care mai are legătură cu fosta relație, un bărbat care a fost căsătorită, poate au și copii împreună, sau pur și simplu un bărbat cu care încă mai are legătură. Aici sunt regretele, 5 de cupe și 9 de săbi, moartea și împărăteasa, că el ar fi pierdut împărăteasa definitiv. Pleacă, lasă această situație în urmă. Regele ăsta de cupe, dacă sunteți voi rac pe scorpion, plecați și lăsați această femeie în urmă, din câte văd. Aici lucrurile s-au răcit. Nu există sentimente și nici nu au existat sentimente. Cineva pleacă cu hotărâre. Diavolul cu 10 de cupe înțelege că aceasta a fost o relație karmică și că s-a simțit ca la o închisoare acolo. Aici vine justiția. Justiția este că cineva va trebui să-și asume ce a făcut aici, ok? Și faptul că își dorește înapoi împărăteasa sau și-a dat seama că persoana dragă pe care a părăsit-o îi era împărăteasă, suflet pereche, e posibil pentru unii dintre voi, special dacă sunteți domni, chiar dacă acum v-ați eliberat și sunteți singuri și vreți un nou început cu această persoană, să nu cumva să fie prea târziu. Da, cuiva este foarte greu să facă această confesiune și tot se gândește și stă în modul eremit și se gândește și se gândește. Dar până la urmă, și-a având, ok, o persoană care se eliberează din situația asta toxică și și-a având și noaptea, ok, o persoană care pleacă noaptea să facă confesiunea asta, spune vreau să am un nou început cu persoana iubită, plec, car 6 de monede cu o ofertă serioasă. Nu știu ce decizie va lua persoana mea iubită, dar eu vreau să fac această confesiune. Știu că a plecat din viața mea, exact, vreau să spun adevărul și față de situația asta, pentru că vreau să închei și aici situația. Cineva nu mai vrea opțiuni, nu mai vrea relația pe care am ales-o, nu mai vrea neseriozitate. Cineva recunoaște că își vrea împărăteasa. Respinge o regină de monede, respinge o regină de cupe, o regină de săbii, respinge trei femei. Văd aici taur sau fecioară, pești, gemeni în balanță vărsător. El vrea să devină regele de pentacule pentru soare, pentru o persoană din leu, care este împărăteasă. El respinge toate opțiunile astea. Sau poate fi un bărbat care respinge să colaboreze sau chiar renunță la influența familiei sau a prietenilor sau a anturajelor sau a celor ce aveau ceva de spus tot timpul contra acestei relații, contra acestei persoane, femei pe care voi o vreți. Renunțați la toate lucrurile astea pentru a fi cu persoana iubită.
Exact, pentru că cineva face o confesiune aici și spune, uite, asta îmi doresc eu și ceea ce îmi doresc eu nu ești tu. Și de-aia niciodată nu am fost hotărât sau hotărâtă. Eu asul de cupe știu cui să-l dau. Și știu cui vreau să-l dau acum. Împăratul ăsta termină a treia energie, ok? Cu 10 de săbi și 3 de săbi. Termină conflictul. Și dorește un nou început cu împărăteasa lui. Vreau să văd, avem aici un doi de săbi. Da, doi de săbi este decizia împărătesei dacă să aibă un nou început cu acest bărbat sau nu. Doamnele, dacă să am încredere în persoana asta sau nu, sau dacă mai vreau să am un nou început cu această persoană care vine pur și simplu cu o ofertă șoc. Deci pur și simplu șoc, adică dintr-o dată. Nici nu vă așteptați când vine persoana asta cu oferta asta. Bă, ce-a terminat cu moartea, hierofantul, lumea, o căsnicie sau și-a învățat o lecție prețioasă din niște opțiuni, relații sau o relație anume, sau chiar un divorț. Asul de monede și turnul. Da, pornim de la regina de săbii. Totul se termină acolo cu un conflict foarte mare. Un conflict foarte urât. Cu 5 de cupe, cu regrete foarte mari, că a ales regina de săbii cu regele de săbii, 10 de săbii. Și anume că el nu avea sentimente pentru femeia absolut deloc. De ce a ales bărbatul ăsta regina asta de săbii în locul vostru? 8 de cupe. N-a vrut să spună adevărul. A mințit-o și v-a mințit și pe voi. De ce cu 4 de monede și 6 de săbii? Ce înțeleg eu din cărțile astea și ce văd în clarificarea mea este că n-a ales-o niciodată. Este că voi ați plecat, că bărbatul ăsta se comporta ca un bărbat neserios. Dar de ce a stat cu ea? De ce a stat cu ea? Pentru lucruri financiare. Direct. Bam. 10 de monede, 3 de monede, 5 de monede. A avut nevoie de finanțele ei. Poate fi o femeie din pești, rac, vărsător. Și împărăteasa cu soarele. Împărăteasa 2 pentacule, 8 de monede și îndrăgostiți. Acum decizia va aparține vouă, doamnelor. Soarele. Bărbatul ăsta a pierdut foarte mulți bani, în primul rând, și vine către voi cu o instabilitate financiară, cu regele de monede și 7 de monede, și spune, îmi pare rău pentru că am clădit, a investit atât în relația asta și eu și tu, și că am stricat totul, am distrus totul. Vreau să reluăm sau vreau să fac ca lucrurile să fie bune, vreau să aduc echilibru în relația asta. Ceea ce voi nu cred că mai sunteți pe aceeași frecvență cu persoana asta. Regele de monede. 7 de monede. Da, este cineva care are și pești și taur. Sau este pești cu ascendent în taur sau taur cu ascendent în pești.
poate a avut o situație de familie, poate era influențat de cineva să nu fie cu voi. De ce vine acum regele ăsta de monede către voi? Pentru că a desconspirat o persoană din Taur Fecioară Capricorn care îl mințea cu 7 de săbi și 10 de cupe. De ce vine acum către voi? Pentru că nu mai este indecis cu 7 de băte și 2 de săbi, nici nu se mai pune problema de această persoană. De ce vine acum 7 de săbi, regina de monede? 3 de săbi, pentru că nu mai vrea acea femeie. A înțeles că nu există niciun fel de sentiment sau victorie acolo. Și care a fost o dragoste legată prin lucruri oculte. Sau un capitol karmic. Magicianul 10 de săbi și 6 de cupe. 6 de băte și regina de cupe. Clar, aici a învins împărăteasa pentru că el și-a dat seama că dragostea adevărată de acolo a primit. Bun. Vreau aici un sfat. Era o carte din oracol. Pentru că era etalarea numărul 3. Care este lumina ta? Ce te atrage? Ok? Cineva visează la o lume nouă, la o relație nouă, la un nou început. Dar trebuie să aibă încredere în intuiția lui sau în intuiția ei și nu mai știu, la unul sau doi am văzut asta. Pentru că cineva a fost foarte, foarte mult timp într-un întuneric total, ascultând lucruri sau idei malefice sau influențele altora, ok, piedici, blocaje, iar o persoană aici trebuie să pur și simplu să se lumineze sau s-a luminat deja și trebuie să iasă din, practic, stagnarea asta, să facă această confesiune, dar o va face că am văzut. Pentru că persoana asta este ghidată divin. Bun. Atât am avut și pentru cei de la etalarea numărul 3. Acesta a fost video interactiv în această seară. Eu vă pup și ne vedem la un nou video.